Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Coglu este încă pe ordinea de zi cu personajul Doga pe care l-a interpretat în Cazetle Cecașerbeti. Frumoasa actriță, al cărei rol principal strălucește prin interpretarea din Amanet, a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din ultima vreme odată cu succesul noului ei serial. În fiecare zi apar știri noi despre Slatir Coglu, care este sub lumina reflectoarelor pentru viața ei privată, iar viața ei privată este pusă sub semnul întrebării. Un detaliu din fotografiile împărtășite de actor, care a fost îndrăgostit o vreme de colegul său de vedetă Halil Ibrahim Ceyhan, ne-a făcut să uităm tot ce știm. Iată detaliile dragostei Slatir Coglu, vedeta Cazetle Cecașerbeti, cu fostul ei iubit Halil Ibrahim Ceyhan. Să ajungem la detaliile știrilor noastre foarte așteptate. Frumoasa actriță, care și-a făcut un nume și cu postările pe rețelele de socializare, este urmărită îndeaproape de public. Cei care au investigat despre frumoasa actriță au început să creadă că dragostea lui Halil și Sla nu s-a încheiat după ce au apărut detaliile. Trecuse mult timp de când doi actori celebri nu acceptaseră pe nimeni în viața lor. În timp ce eram pe deplin convinși că această iubire s-a încheiat, a apărut o veste care ne ardea speranță. După cum știți, Halil Ibrahim Ceyhan a primit recent vestea că seria Emanet se va încheia. În calitate de fan, așteptăm de mult această veste, dar chipeșul actor a luat brusc această decizie radicală. S-a susținut că ultima despărțire dintre Sla și Halil s-a datorat faptului că Halil nu a părăsit seria Emanet. Frumosul actor a întâlnit recent presa georgiană în Antalya cu partenerul său Nanuka. La această întâlnire, amândoi au avut un interviu frumos și o scurtă vacanță. În acest proces, Halil Ibrahim a distribuit videoclipul său de pregătire a setului de trailer, pe platoul serialului TV. În același timp, o nouă fotografie a lui Slatir Coglu s-a răspândit pe rețelele de socializare. În fotografie, Sla purta o jachetă scurtă de piele neagră. Vestea reală este că, atunci când Halil a distribuit o fotografie la o transmisie în direct, sacoul atârnat în spatele lui s-a văzut ca fiind exact jacheta lui Sla. Faptul că această jachetă nu se potrivește niciodată corpului lui Halil și că jacheta lui Nanuka nu se vede în nicio fotografie a arătat clar că îi aparține lui Sla. În plus, faptul că Sla a purtat jacheta în același timp a întărit mesajul că este o nouă unire și că am făcut pace. Putem spune clar că Sla și Halil le-au arătat mereu fanilor că această dragoste nu s-a încheiat cu combinații similare pe rețelele de socializare. Deși și-au ținut mereu secretă dragostea față de presă, amândoi au fost mereu bucuroși să fie pomeniți împreună. De asemenea, deși cele două vedete sunt de multă vreme în presă și sunt urmărite îndeaproape, nu au fost văzute cu nimeni altcineva. Nu au dat altcuiva un loc în viața lor amoroasă și nu au spus că nu ar trebui să-și mai amintească de noi împreună. Tocmai când credeai că această iubire s-a încheiat, vin mișcări care te vor face să crezi că a început din nou. Unele dintre grupurile de fani includ declarații precum Sla, Halil Ibrahim încă continuă. Finalul seriei Emanet, care este poate unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă această iubire, îi va uni pe cei doi. Un alt obstacol, faptul că Halil se alătură unei organizații separate de managerul său, indică faptul că relația dintre Halil și Sla se va îmbunătăți din nou. Halil Ibrahim își rupe lanțurile și se apropie de Sla? Vom vedea asta împreună, dragi urmăritori. Ce crezi despre asta? Așteptam comentariile voastre. Zheladat a fost atacat de Nanuka care îl urmea Sla când era cu Naz Halil, nu 50 a înțelegat de Zheladat și a fost atacat de ei și 50 a pierdut pe Halil pentru că prima a respectat din toată partea negative și valorizivele negative. Acest film fără este adevărat că Halil e un actor foarte treaz, dar au fost 1, 2.3.
au fost luat până când Halil s-a îmbolnăt de nejustițiile acestor șerpi care lucneau zi de zi, îi spuneți filmului ci au căluți creditul cu un alt film? Cât, poți, aproape un an, Sila a supraviețuit de la Imanet pentru că, un fel de dansator a decis să devină actriță, a avut grijă de ea tot sezonul 2 și a fost la curent cu toate evenimentele. Nanuca, Forța nu a jucat ultima scenă în care a existat un substudent. Fata a supraviețuit și chiar și-a dat în judecată. Era conștient și își aștepta timpul, Iaman l-a trădat pe Seher în serie, iar a trădat Forța în viața reală. Prin urmare, privitorul a tăiat 3 sezoane, lăsându-l pe cu partenerul său, care l-a cumpărat cu toate măruntaiele. Cu siguranță dacă vreau să știu ceva despre Halil Sisila nu mă voi uita la canalul tău, am înțeles că misiunea jurnalismului era să relateze faptele, separat de aprecierea personală, ceea ce tu nu faci. Te dedici doar maltratării lui Halil, vorbind lucruri rele despre el. Și altcineva poate spune că nu este nevoie să-l umilești pe Halil. Halil s-a umilit, că deja e mai jos și e imposibil să cobori. Nenorocitul ticălos, nu merită altceva decât bătrâna Nanuca. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.